Bună, sunt Iulia Albu și astăzi la Iulia Albu Bucătărie vom găti spaghetti carbonara. Da, le voi găti singură, pentru că eu am stil și în bucătărie. Și puteți avea și voi, dacă ne urmăriți și dacă vă abonați la canalul nostru de YouTube. Cele mai importante sunt ingredientele. Atunci când gătim spaghetti carbonara, trebuie să alegem ingredientele corecte. Să începem cu guanciale. La fel cum nu putem purta oie contrafăcută, nu putem nici încerca să folosim ingrediente românești într-o rețetă cu specific italienesc. O vom folosi pentru altă rețetă. Haideți să mergem mai departe. Am aici câteva din vasele pe care le voi folosi. Eu astăzi nu voi folosi o oală din aceea pentru spaghetti, ci voi folosi o oală clasică pe care sunt sigură că o aveți cu toții în bucătărie. Vom continua cu celelalte ingrediente de care avem nevoie. Avem nevoie de ouă, piper, ulei de măsline și infamul pecorino, preferatul lui Varo. Ceea ce trebuie să știți despre pecorino este că există mai multe varietăți. Sardo, toscano sau pecorino romano, singurul care se folosește la spaghetti carbonara. Noi vom folosi și puțin parmigiano reggiano la sfârșit, așa ca un mix touch. Ne lipsește ceva pentru această rețetă? Spaghetti. Vom începe prin a adăuga sarea. O linguriță. O porție normală are 80 de grame de pastă uscată. Dar mie mi-este puțin foame astăzi, așa că voi pune 90. Fiți foarte atenți la instrucțiunile de pe pachetul de paste. Fiecare producător are un timp recomandat pentru spaghetti perfecte. Noi acum vom merge mai departe și vom pregăti guanciale. Prima oară vom îndepărta pielea. Apoi vom tăia guanciale. Acum vom pregăti guanciale. Puteți să-l pregătiți și singur, dar eu prefer să adaug în tigaie puțin ulei de măsline. Aveți grijă ca la sfârșit să îndepărtați excesul de grăsime. Îl vom lăsa câteva minute, timp în care ne ocupăm de pecorino. Ne trebuie un bol. Avem nevoie de două gălbenușuri pe care le vom amesteca cu pecorino. Nu contează dacă scăpați și puțin albuș, și important este să nu fie foarte mult. Guanciale se face la foc mic, nu trebuie lăsat să se ardă. Ar putea altera gustul pastelor, trebuie făcut încet și bine. Acum amestecăm gălbenușurile, adăugăm pecorino și piperul. Acum, în funcție de consistență, vom adăuga 2 sau 3 linguri din apa în care au fiert pastele. Așa cum vă spuneam mai devreme, vom îndepărta excesul de grăsime. Acum vom scoate pastele pentru a finaliza acest dish. Acum vom adăuga pastele. Vom da deoparte pastele și le vom lăsa să răcească foarte puțin, între 30 de secunde și 1 minut, înainte de a adăuga sosul.
Mai țineți minte cele două linguri de apă în care au fiert pastele pe care le-am adăugat? Ei bine, nu a fost întâmplător. Acum vom adăuga parmegiano reggiano. Și vom îngloba uniform compoziția. Acum vom face plating-ul. Acum, de dragul plating-ului, vom adăuga câteva bucățele de guanciale. Și puțin praf magic de parmegiano reggiano. Un plating reușit este ca o ținută impecabilă. Contează foarte mult compoziția echilibrată și touch-ul personal. Este ceapă. Cele mai bune spaghetti carbonara s-au făcut la Iulia Albu în bucătărie. Sunt Iulia Albu și vă aștept și data viitoare la Iulia Albu în bucătărie.